arăți, spun că e blestere. Eu cred că e cel mai trist refren. Asta e o poveste despre puștii din cartier. Multe s-au schimbat și multe au rămas la fel. Unii zic destin, iar alții spun că e blestere. Eu cred că e cel mai trist refren. Îl știu pe unul, a fost cu el în generală, ce voia să se omoare încă din prima zi de școală. Da, 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 da. Chiar să știi că e în fapt real. Până acum îmi place. Hai să vedem, mergem mai departe. Mamă, fapt real, deci mă jur că e mișto rău de tot, ascultați bine, atent, cuvânt cu cuvânt, dau înapoi, mamă cât de adevărată, fiți atenți. Deci el a fost cu el în generală și unul din colegi a vrut să se sinucidă, ceva de genul ăsta, acolo bate apropo, fiți atenți. Da, voia să se omoară din prima zi de generală. Deci e fapt real, mă, chestia asta, că câte sinucideri nu se întâmplă în România din cauza notelor și mii și mii de copii să sinucid din cauza notelor. Mamă, e fapt real, bravo, mă. Ia să vedem. Hai să vedem în continuare. Vă dați seama că în familiile de la țară și majoritatea familiilor, tații cam sunt alcoolici. Și atunci când tații sunt alcoolici, atunci familia respectivă se destramă și îl demoralizează foarte tare pe copil. Și vina totală aparține copilului, pentru că copilul stă acolo să vadă fel și fel de traume, chinuri și la un moment dat familia respectivă se destramă, bătăi, înjurături și foamete, da, deci de aici se pornește, asta pot să consider că e o melodie în fapt real, bravo, mă! Deci majoritatea copiilor, ca să nu pară că are o traumă, că a văzut o traumă într-o familie, ce preferă copilul respectiv? Iese afară în scară de bloc sau undeva în alt cartier și nu vrea să arate prietenilor că părinții lor s-au îmbătat ca niște porci și s-au înjurat și el n-a stat acolo ca să vadă ce se întâmplă. Preferă toți copiii să iasă din acea debandadă, să plece într-un alt cartier, după care să își vadă de viața lor. Bă, vă dați seama ce copil puternic ar putea face chestia asta? Jos pălăria, frate. Deci tasul i-a luat mâna la copil și a pus-o pe aragaz. Da, există fel și fel de căcaz de părinți care face chestia asta din cauza că poate 90% nu și-a dorit să vină copilul respectiv și unul din părinți își dorește să chinuiască, să tortureze copiii nevinovați. Și asta e strigătură la cer. Sincer să-ți spun, wow, mersi și îți mulțumesc din toată inima și tot sufletul de această donație. E bine primită și îți mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe. Majoritatea copiilor chiar la asta se gândesc, la sinucidere, ca să nu mai aibă viață grea. O să vedeți că mai târziu veți vedea că cu adevărat viața e de căcat. Și atunci când o să vedeți că viața e de căcat, chiar mii și mii de copii să sinucid pe ideile că mulți copii a luat 4 la istorie și nu a reușit să treacă clasa. Mulți copii să sinucid că
tas-o, măsa, îl violează pe biet copil. Chestia asta se întâmplă în România. Eu de când mă știu, am văzut la știri numai omoruri, crime, violuri, asta văd tot timpul zi de zi la știrile de la ora 5. Eu sunt fan știri Pro TV. Și de fiecare dată când văd la știri chestiile astea, pot să consider că în orice familie e numai chin și suferință. Da, Ezechiele, cum ești tu? Tu ești copil și îți dau bani și te sinucizi. Da, 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 Ezechiele, așa e. Wow, 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 Frozev, 25 de ron, îți mulțumesc foarte mult din toată inima pentru această donație, respect maxim! Wow, 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 ah, asta chiar m-a durut. Asta chiar m-a durut, chiar m-a durut, m-a durut. M-a durut asta. S-a lăsat fix când acșa decedat. De mic copil pe tâlhărie, pe furat. Ce se lua în smartoială pentru locul lui din pat. Unii râdeau morților că n-avea țoale. Până și-au luat o spătaie într-o seară în parcare. Și nu-ți gânde două palme sau schemă de intimidare. Îți gânde spre o rosetă ce le-a spart fața la fraier. Combinat tot pe la scară de la târfe la vrășală. Știu fura casetofoane din mașini parcate în strada. A fost și plecat pe afară să tragă niște manete. L-au închis o perioadă. Bă, eu cred că melodia lui ăsta e o poveste. E o poveste. Melodia lui băiatul ăsta e o poveste. Da. 70% îmi place melodia. Bravo. Respect mult. Am stat să mă gândesc dacă ar putea să fac o melodie și cu Cătălin Talent. Cătălin Talent a ieșit din orfelinate, stătea pe stradă sub poduri și urla pe toate și acum el murea de foame, nu știa cum să ceară ajutor și pleca în străinătate, dar deodată a venit o lan de zi și a luat casă și acum ca WC-ul de gârtii românii sunt spurcați, futuți în cur, niciodată n-a ajutat. Deci strigător la cer să mi se facă o melodie.